Bună ziua, domnule primar, a mai trecut o săptămână. Mulțumim că ați acceptat din nou să intrați în dialog cu noi. Pentru început o să vă transmit o doleanță a cititorilor noștri. O cititoare ne-a transmis faptul că pe strada Costache, Racoviță, există probleme din cauza zăpezii și gunoiul din zona din spatele spitalului de pediatrie nu a mai fost ridicat de ceva timp, probabil că și din cauza condițiilor meteo. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru atenția pe care o acordați activității noastre a primăriei și am să încerc să răspund. Nu numai pe strada Costache-Racoviță, avem probleme pe mai multe străzi din Tecuci. Așa cum anticipam în intervenția de săptămâna trecută, am avut din nou ninsori abundente și viscol cam în aceleași proporții ca cele anterioare, care au adus un nou strat de circa 30 cm în Tecuci, care pe alocuri a fost troienit. Și de aici și aceste probleme care rezultă imediat după producerea fenomenului, generate de ridicarea zăpezii, care nu putem să o facem simultan pe toată suprafața orașului, dar avem un grafic de ridicare a zăpezii și de eliberarea drumurilor de această povară și evident îl urmăm cu atenție, inclusiv zona menționată dumneavoastră, Costache, Racoviță și punctul gospodăresc aferent zonei de stradă Costache, Racoviță va fi deblocat, probabil chiar în cursul zilei de azi, mâine cel târziu vom acționa. M-am dat ca urgență eliberarea punctelor gospodărești pentru ca programul de ridicare a gunoiului din asociație să reintre în normal. Se pare că de troienele din oraș nu ne vor scăpa decât temperaturile mult mai ridicate. Și vreau să mă întreb dacă luați în calcul și posibilitatea declanșării unor inundații. Avem două probleme foarte importante în perioada actuală. Una ați menționat-o dumneavoastră, posibilitatea inundațiilor sau a problemelor create de topire rapidă a zăpezii și gheții din oraș. Și din acest motiv deja am abordat în comandamentul de iarnă acest subiect, punând accent pe eliberarea cât mai rapidă a rigolilor, deci a părții de stradă spre bordură, identificarea geigerilor și eliberarea acestora pentru a putea prelua apa din topirea zăpezii. Fenomenul de încălzire se va produce undeva săptămâna viitoare, în marți, miercuri, deci mai avem practic 5 zile la dispoziție ca să putem să evacuăm zăpada de pe porțiunile pe care le-am menționat. Știm zonele de risc care există în Tecuci, le știu de altfel și tecucenii, pentru că am avut din nefericire de multe ori probleme cu ploile abundente, nu mai vorbesc de inundația gravă pe care am avut-o în 2007, și pe aceste puncte nevralgice am cerut să acționeze cu prioritate. Ca exemplu, strada Costache-Conache, deci spre spital, unde avem un punct în care se adună foarte multă apă la intersecția străzii Bran cu Costache-Conache, zona blocului Turn din vis-a-vis de Colegiul Național de Agricultură, zonele joase ale Tecuciului, între cartierul Tecuciu Nou, zona Mihai Eminescu, fundătura Mihai Eminescu, Vasile Lupu. Cunoaștem aceste zone nevralgice pe inundații și din acest motiv am solicitat să acționeze cu celeritate pe perimetrele respective, urmând ca operatorii să acționeze pe această direcție, inclusiv bulevardele mari care preiau foarte multă apă din străzile laterale, le avem în atenție. Aceasta ar fi o primă problemă care, cum spuneam, se va manifesta cu începere de săptămâna viitoare, dar mai urgent decât această problemă este cea legată de evacuarea zăpezii de pe acoperișuri, de pe șarpe, întrucât greutatea foarte mare a stratului de zăpadă poate să predispună la prăbușirea acoperișului și poate chiar în situații mai puțin fericite a casei în întregime. Din acest motiv profit de amabilitatea dumneavoastră și fac un apel către toți tecucenii și agenții economici să acționeze pentru a da jos zăpada troienită pe acoperișuri, pentru a nu avea situații care deja s-au întâmplat în Tecuci de prăbușirea unor depozite și a unor hale. Din nefericire am avut o situație și cu o proprietate a Consiliului Local, cu una din halele din perimetrul unității militare care s-a prăbușit sub presiunea zăpezii.
Știu că astfel de probleme s-au înregistrat și la școala numărul 4. Zăpada a căzut de pe acoperiș în spațiul dintre localul școlii și clădirea apă canal și din cauza presiunii chiar unele geamuri s-au spart. În plus, acolo mai există câteva probleme privind tavanul, există infiltrație de apă și știu că, deși localul este nou, din 2007 dat în folosință, deja a ieșit din garanție ce se poate face în această situație. Trebuie să corectăm situația de acolo. Evident, dintre cele trei școli noi realizate în perioada 2005-2007, școala 4 ne-a pus cele mai multe probleme. Am avut probleme, dar de mici dimensiuni la școala numărul 1, școala numărul 6. Ele sunt identice ca proiect și ca realizare. Probabil calitatea lucrărilor a fost mai puțin satisfăcătoare pe școala numărul 4 și avem acest fenomen al infiltrațiilor de apă, precum și situația mai puțin fericită a stratului de zăpadă care n-a fost îndepărtat de la proximitatea clădirii. Un lucru foarte important în condițiile în care a fost eliberat zăpada de pe acoperiș și evident a căzut la baza clădirii, s-a acumulat și s-a acționat cam târziu pentru îndepărtarea cu lopețele a acestei zăpezi, deci sunt două probleme oarecum diferite. Acea acumulare de zăpadă sprijinită pe clădire care a spart un geam sau două, nu știu exact, dar a creat evident probleme. Geamul va fi schimbat, au îndepărtat deja zăpada. Rămân problemele constructive care au fost agravate de acest viscol fără precedent, cel puțin în ultimii ani de zile nu am avut un fenomen de asemenea învergură, viscol și cădere masivă de zăpadă, care a reușit să găsească orice posibilitate de a pătrunde în zona podului, nu numai pe zona podului, zona geamurilor, la orice imperfecțiune constructivă, viscolul a creat probleme, atât la școala 4, am avut probleme și la casa de cultură, peste tot, cum spuneam, unde există imperfecțiuni de etanșare a elementelor constructive, prezența viscolului a condus la acumulări de zăpadă nedorite în zona podului. Am avut necazul ăsta și la mine acasă, deci m-am trezit cu zăpadă în pod pentru că nu era etanșat foarte bine podul și cred că au mai avut și alții necazuri de acest gen. Trebuie corectate cu siguranță, deci toate aceste puncte care creează posibilitatea pătrunderii zăpezii în interiorul podului, evident, datorită topirii, se realizează infiltrații și afectarea sistemului constructiv. Dorim să mai semnalăm o problemă. Utilajele care intervin în jurul parcului central pentru dezăpezire au culcat la pământ gardul viu și chiar au afectat o parte din gardul parcului central. Așa este, din păcate apar și aceste efecte nedorite. Voi face un apel către toți operatorii care efectuează activități de dezăpezire să menajeze puțin atât zona verde cât și elementele existente în teren. Avem tot o situație de acest gen cu reductoarele de viteză care au fost mulse de încărcătoarele frontale. Sunt efecte nedorite ale activității de dezăpezire. Suntem sub presiunea solicitărilor numeroase venite din toate zonele orașului și atunci poate presiunea care o punem și noi pentru efectuarea rapidă a acțiunii de zăpezire conduce și la aceste efecte nedorite. Într-adevăr, se muncește mult să realizezi un spațiu verde adecvat și să-l distrugi, evident că te doare. Cum spuneam, voi face un apel pentru a se acționa totuși cu mai multă atenție. Un ultim punct al discuției noastre face referire la o problemă care a făcut vâlvă la momentul respectiv, problema recensământului. Eu aș dori să vă întreb care vor fi efectele directe ale scăderii numărului de locuitori conform ultimului recensământ asupra orașului nostru. Apare efect evident pe toată legislația care este legată de populația unei unități administrativ-teritoriale. Sunt anumite formule de calcul cu privire la alocările financiare care vin în teritoriul la care populația este unul din indicatori. Sunt situații legate de structurile de personal care sunt legate de populații.
Și evident că ne creează anumite probleme, dar și această legislație poate fi actualizată, poate fi modificată, tocmai pentru a corecta anumite anomalii care ar rezulta din interpretarea datelor recensământului. La Tecuci avem o scădere importantă de populație, de la 42.000 de cetățeni la recensământul din 2001 la o populație de 31.000, spun rotund, la ultimul recensământ. Vă dați seama, este o scădere importantă de aproape 25%. Fenomenul există la nivelul întregii țări, dar și la Tecuci ne va pune probleme. Cum spuneam, sper ca odată cu aplicarea rezultatelor recensământului, care este totuși mai îndepărtată, chiar dacă avem datele preliminare, rezultatele vor fi introduse mult mai târziu în timp. Deci, cum spuneam, la momentul introducerii să țină cont de aceste anomalii. Este posibilă scăderea numărului de funcționari din cadrul primăriei sau a polițiștilor locali, spre exemplu? Evident, evident. Ați dat exemplu poliției locale, care este în momentul de față plasată la poziția de un polițist local la 1000 de locuitori, de unde aveam până în momentul de față 42 de polițiști locali. Pe nou recensământ ar trebui să rămână 31. Situație în care însăși menirea și posibilitatea ca poliția locală să-și îndeplinească obiectivele ar fi aproape diminuate spre cote foarte mici. Credeți că datele recensământului efectuate la Tecuci sunt corecte? Nu cred, nu cred. Deci o scădere cu 25% a populației este puțin credibilă pe un interval de 10-11 ani de zile. Cred că sunt anomalii legate de procedura în care a fost gândit acest recensământ, termenul scurt pe care s-a plasat și elementele de identificare. Oricum aveam anumite anomalii chiar pe situațiile anterioare. Și dau exemplu cel mai concret, pe recensământul în 2001, la nivelul Tecuciului erau circa 42.000 de locuitori, în schimb la evidența populației, toți cetățenii domiciliați pe Tecuci aveam 46.000. Deci exista o diferență de 4.000 de persoane față de fostul recensământ. Vă dați seama că această diferență s-a agravat în momentul de față, întrucât la evidența populației, populația este tot spre undeva spre 46.000, undeva ceva este în neregulă. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ați acceptat dialogul cu noi și sperăm că și săptămâna viitoare ne vom întâlni pentru a discuta alte probleme. Cu siguranță sunt la dispoziția dumneavoastră, vă mulțumesc pentru amabilitate și sper ca mesajele pe care le-am transmis să ajungă la cât mai mulți tecuceni, în special cel legat de îndepărtarea zăpezii de pe acoperișuri.